Astăzi, la inițiativa Gărzii de Mediu din Mehedinți, a început pe raza municipiului Drobeta Turnu Severin cea mai amplă acțiune de ecologizare din ultimii ani. La această acțiune a participat un număr impresionant de angajați ai primăriei municipiului și ai operatorului de salubritate, precum și ai societății de întreținere a spațiilor verzi, alături de numeroși voluntari. Știți că avem o zonă cu foarte multe gunoaie în această zonă de centură. Vă cum vedeți, în câteva minute vedeți că am strâns deja o mașină, vom strânge foarte multe mașini de gunoi. Sperăm ca oamenii să înțeleagă și să conștientizeze că facem eforturi uriașe pentru a reuși să ecologizăm această zonă. Suntem în zona limitrofă a centurii. Zona, într-adevăr, și aici, peste centură, arată destul de rău de multe ori, mai ales primăvara, când se adună gunoaiele și pe timpul iernii. Facem eforturi, într-adevăr, orașul arată foarte bine curat, dar o parte din concetățenii noștri nu înțeleg să respecte anumite reguli de bun simț, de bună conduită și aruncă toate gunoaiele aici. Să sperăm că odată cu noile reglementări privind preluarea deșeurilor, gunoiului și taxelor pe care urmează să le plătească cetățenii, vom avea mai puține gunoaie. Uneia dintre cele mai afectate zone de gunoaie din Drobeta Turnu Severin i-a fost astăzi redată strălucirea naturală, toate deșeurile și peturile fiind adunate. Conștientizând cât de important este să trăim într-un mediu curat, la această acțiune s-au alăturat sute de oameni atât din domenii cheie cât și locuitori ai acestui municipiu. Desfășurăm cea mai amplă campanie de ecologizare din ultimii ani din Drobeta Turnu Severin. Suntem pe zona de centură a orașului, unde sunt foarte multe gunoaie. Au răspuns prezent cei de la primărie, operatorul de salubritate, drumurile naționale și sperăm ca zona să o ecologizăm cât mai repede și să fie păstrată așa în continuare. Primarul municipiului Drobeta Turnu Severin a dat încă o dată dovadă de grijă și implicare față de comunitatea pe care o conduce, fiind prezent astăzi la acțiunea de ecologizare. Am tot dat amenzi, să știți, și vom da în continuare. Chiar se va merge până la confiscarea vehiculelor cu care se aruncă gunoiul. Nu este normal ce se întâmplă. De fiecare dată, în fiecare primăvară, noi trebuie să venim cu forțe proaspete, zic, să facem curat. Mulțumim Gărzii de Mediu, domnului comisar Tutilescu, pentru implicare. Primăria a venit cu utilaje, a venit cu oameni, am discutat cu cei care se ocupă de măturatul orașului, cu firma de preluare a gunoiului și cu concesionarul și l-am rugat să vină și el să ne sprijine. Vedeți, noastră sunt peste 150 de oameni care participă. N-ar trebui să facem astfel de acțiuni. Fiecare dintre noi ar trebui să înțeleagă că putem avea un oraș curat și un oraș plăcut dacă respectăm niște reguli de bun simț, niște reguli de conduită. Tot mai multe persoane folosesc terenurile din zona centurii ocolitoare a Severinului pentru a depozita gunoaie. Participăm și noi cu o parte din salariații noștri, în jur de 60 de salariați și cu mașinile care le avem în dotare. Deșeurile le vom colecta, sper să le colectăm și separat și le vom elimina la depozitul ecologic. În unele părți s-au format munții de gunoaie din cauza cetățenilor care nu conștientizează cât de important este mediul înconjurător. Cetățenii județului nostru trebuie să înțeleagă că trebuie să respecte legile, normele de mediu, pentru că altfel rigorile acestor legi se transformă în sancțiuni cu valori destul de mari. Amenzile aplicate de Garda de Mediu sunt foarte mari. Comisarii Gărzii de Mediu din Mehedinți efectuează zilnic controle pentru a stopa poluarea mediului înconjurător cu gunoaie. Tot mai multe persoane își aruncă tot felul de deșeuri în natură. Aceste fapte se sancționează dur, inclusiv cu confiscarea autoturismelor cu care este aruncat gunoiul.